Iona Rion este un tânăr din comuna, din satul Agriș, comuna Iara, județul Cluj, care împreună cu alți 25 de delegați au plecat spre Alba Iulia în 30 noiembrie spre 1 decembrie. Ajunși în gara din Teiuș, românii plini de entuziasm au întins o horă a Unirii, lucru care i-a deranjat pe maghiarii, soldații maghiari care păzeau gara din Teiuș și care au fost ofensați de cântecele patriotice deșteaptă-te române, hora Unirii, pe care le-au cântat românii aici. Ca urmare, în momentul în care trenul a plecat din Teiuș spre Alba Iulia, s-a deschis foc asupra garniturii de tren, iar tânărul Ion Arion, care a fluturat pentru ultima dată steagul pe care l-a ducea din satul Agriș, a fost împușcat. Două gloanțe i-au străpuns pieptul, iar la Alba Iulia a ajuns doar restul delegației. Vă mulțumim că sunteți prezenți astăzi, alături de noi, la comemorarea eroului martir Ion Arion, fiu al Marii Uniri. De 5 ani, acest eveniment însemnat deschide seria celor dedicate Zilei Naționale a României, Teiușul fiind marcat de aceste evenimente care nu au fost uitate, iar în semn de recunoștință pentru sacrificiul suprem se oficiază anual această ceremonie. Salutăm prezența domnului prefect al județului. Ca și astăzi, principalul nod feroviar, poarta de intrare în Alba Iulia, pentru cei ce veneau dinspre Arad, Oradea, Sălaj, Cluj, Târgu Mureș, era Teiușul. Fiind un pol de atracție socială și stimularea urbanității, un loc de primire sau de tranzit, gara Teiuș și-a creat propria soartă. Eroul martir, care a sfințit cu sângele său această zi națională, a creat o legătură a acestui oraș cu satul său Agriș, din comuna Iara, județul Cluj. Veșnică odină de Doamne, sufletului adormitului robului tău, Ioan Arion, eroul național, și fă veșnică pomenire. Suntem astăzi în gară, aici, pentru a comemora pe cel care a fost Ion Arion, un martir al Marii Uniri, de fapt martirul Marii Uniri, ucis în gara din Teiuș de către oameni care n-au dorit ca această țară să fie liberă și independentă. Este un moment frumos, este un moment impresionant și are parte de o prezență masivă, inclusiv de rudele apropiate ale celui care a fost Ion Arion din comuna Agriș, din satul Agriș, comuna Iara. Discutam când e încă de copil cu bunica faptul că el venise în permisie, deci era în permisie și vrea să meargă la mare adunare. Era fost numit stegar până la urmă și mama lui Irina, străbunica mea, i-a spus că nu are pâine, nu are ce să-i pună în traistă, merinde în traistă. Și atunci el s-a dus la o vecină, a luat pâine de acolo, deși mama lui Irina cădea, și a plecat la Marea Unire. Era un om extraordinar de binefăcut, înalt, făcea parte din garda regală, din câte am înțeles. Vine românii, vine la Alba Iară, vin la Alba Iară, vine românii.